avut probleme de când m-am mutat aici de 9 ani de zile, aproape 10 ani. Am avut probleme tăind în portul, mi s-a furat flori de milioane, atunci am adus marca, mi s-a furat. A scris pe o parte de transparent arde, nu mi-am dat seama că a fost un avertisment, am lăsat moarte, nu m-am dus la poliție că n-are rost. Mi s-a furat veze, mi s-a tăiat cortul în toate părțile, copertina era toată petucită, nu m-am dus nicăieri, am zis poate o greșit. Nu mă duc nicăieri, am fost greșeala mea că nu m-am dus la poliție. De data asta, să scape de noi, numai așa pot să spun, o dat foc, că ce zice, nu mai furăm, nu mai facem, dăm foc. Și Iisus spune că a fost curt-circuit, ați avut curent aici? Nu, curent, n-avem curent, n-avem nimica, sunt niște, cum se zice, lălea, așa, care nu mai funcționează de nu știu cât timp. Dar, și de ce nu o lua foc la ora 10 dimineața, seara, la 12, de ce o lua foc la ora 2 noaptea? Avem martor și-o filmat vecinul. La ora 2 noaptea a fost focul pornit. Aici au dat cu benzină din spate, exact. Simona, și-o dat focul. Exact, la de toată masa oasă, o arunca cu benzină pe ea de oasă. Se vede, vedeți? De aici, nu v-am zis eu că de aici a dat foc. Și aici era închis. Așa, și eu aruncat cu benzină pe port, Simona, și-o dat foc și aici a luat focul, a ajuns la masă. Benzina pe dedesubt port. Am lipit cu bandă de asta, unde o tăia cu cată. Uitați, uitați. Vedeți unde o tăiați? S-a intrat în unt. S-a tăiat de lata aici, s-a intrat în unt. Și mara, acum hai să-i dăm foc, că nu mai e... Nu te după copii! Nu te după copii! Nu te după copii!